O bătrână modest îmbrăcată s-a apropiat de ușa unui restaurant. A intrat, dar nu a durat nici câteva secunde. Și doi ospătari s-au dus la ea și i-au spus: Mamaie, ai greșit locația. Aici nu e de dumneata. Acesta este un restaurant de lux. Însă când au aflat cine era bătrâna, ambii ospătari au rămas cu gurile căscate. O bătrână modest îmbrăcată s-a apropiat de ușa unui restaurant. Era o seară răcoroasă, iar luminile calde ale restaurantului contrastau puternic cu strălucirea rece a străzii. Femeia purta o haină veche, din lână groasă, care părea să fi fost reparată de nenumărate ori. Pașii ei erau nesiguri, dar hotărâți, și privirea ei transmitea o încredere tăcută. A deschis ușa și a intrat în restaurant, unde atmosfera era vibrantă, plină de eleganță și rafinament. Muzica clasică se auzea în surdină, iar mesele erau acoperite cu fețe de masă imaculate, decorate cu flori proaspete și tacâmuri de argint. Ospătarii, îmbrăcați impecabil în uniforme negre și albe, se mișcau cu grație printre mese, servind clienții. Nu au trecut nici câteva secunde și doi ospătari s-au dus la ea, privind-o cu uimire. Mamaie, ai greșit locația. Aici nu e de dumneata. Acesta este un restaurant de lux, a spus unul dintre ei, cu o voce politicoasă, dar fermă. Bătrâna a zâmbit blând, privind cu ochi calzi și înțelepți la cei doi tineri. Da, dragul mamei, știu. Am o masă rezervată aici, le-a răspuns ea cu calm. Cei doi ospătari au rămas uimiți când au auzit-o pe bătrână spunând acel lucru. S-au privit unul pe altul, neștiind ce să facă. În acel moment, managerul restaurantului, un bărbat înalt și distins, a observat scena și s-a apropiat de ei. Ce se întâmplă aici? A întrebat el, aruncând o privire investigativă spre bătrână. Doamna spune că are o masă rezervată, domnule, dar... a spus unul dintre ospătari, vizibil jenat. Managerul s-a uitat atent la bătrână și apoi, într-o clipă de recunoaștere, i-a strâns mâna cu respect. Vă rog să mă scuzați, doamnă. Numele dumneavoastră este Ana Maria Ionescu, nu-i așa? A întrebat managerul cu un zâmbet cald. Da, eu sunt, a confirmat bătrâna zâmbind înapoi. Este o onoare să vă avem aici, doamnă Ionescu. Vă rog să mă urmați. Masa dumneavoastră este pregătită, a spus managerul făcând un gest respectuos. Ospătarii priveau scena cu gurile căscate, incapabil să înțeleagă ce se petrece. Managerul a condus-o pe bătrână la o masă situată lângă fereastră, oferindu-i o vedere splendidă asupra orașului luminat. Vă rog să vă simțiți ca acasă. Dacă aveți nevoie de ceva, nu ezitați să ne spuneți, a spus managerul înainte de a se retrage. Pe măsură ce bătrâna se așeza, un tânăr bine îmbrăcat s-a apropiat de masă zâmbind larg. Bună seara, doamnă Ionescu! Mă bucur foarte mult să vă văd din nou, a spus el aplecându-se ușor pentru a o saluta. Bună seara, dragul meu, a răspuns bătrâna cu un zâmbet cald. Ce mai face familia ta? Tânărul a început să-i povestească despre soția și copiii săi, iar ospătarii, încă uluiți, au realizat că bătrâna nu era doar o simplă femeie modestă, ci o persoană cu o poveste incredibilă. De fapt, doamna Ana Maria Ionescu era cunoscută în comunitate pentru generozitatea ei. Deși trăia simplu și modest, donațiile sale către diverse organizații și persoane în nevoie erau impresionante. Familia tânărului pe care îl saluta acum fusese una dintre beneficiarii generozității ei. Povestea ei a devenit curând subiect de conversație printre angajații restaurantului. În ciuda aparențelor modeste, Ana Maria Ionescu își petrecuse viața, ajutând pe cei din jur, economisind fiecare bănuț pentru a face bine altora. De-a lungul anilor, mulți tineri și familii din oraș își datorau reușitele și bunăstarea ajutorului ei tăcut și necondiționat. În acea seară, pe măsură ce mâncarea delicioasă era servită și conversațiile curgeau, ospătarii au început să-și schimbe percepția. Respectul și admirația au înlocuit uimirea inițială.
au realizat că adevărata valoare a unei persoane nu stă în hainele pe care le poartă sau în aparențe, ci în inimă și în faptele pe care le face. Când a venit timpul să plece, doamna Ionescu a fost condusă afară de însuși managerul, care i-a mulțumit încă o dată pentru prezență și pentru tot ce făcuse pentru familia lui cu câțiva ani în urmă. Când managerul s-a întors, cei doi ospătari l-au întrebat curioși: și pe dumneavoastră, domnule, v-a ajutat această bătrânică? Iar el le-a spus: pentru mine, doamna Ana este precum un înger păzitor. Fără dânsa nu aveam acest loc de muncă pe care îl am acum. M-a sprijinit în cele mai grele momente și m-a ajutat să continui. Așa cum se întâmplă uneori în viață, aparent neînsemnatul gest de a face bine a lăsat o impresie adâncă și a schimbat pentru totdeauna percepția celor din jur. Ospătarii au învățat că, dincolo de aparențe, fiecare persoană are o poveste și merită respect și considerație. Și poate că într-o zi vor avea ocazia să transmită mai departe lecția învățată de la bătrâna doamnă Ana Maria Ionescu. Dacă ai ajuns până la finalul acestei povești, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.